La școala gimnazială Simion Bărnuțiu din Salău s-a desfășurat astăzi faza zonală a concursului Sanitarii Pricepuți, eveniment la care s-au aliniat 5 echipaje zonale formate din elevi reprezentând unități din învățământul gimnazial. Au participat elevi de la școlile Corneliu Coposu, Mihai Eminescu, Iuliu Maniu, Simion Bănuțiu din Zalău și de la școala Cerei Goga Crasna, după cum afirmă Lorena Filip, directorul Crucii Roșii, filiala Sălaj. Astăzi se desfășoară faza zonală a concursului Sanitarii Pricepuți la gimnazii. Avem 5 faze zonale. Se desfășoară și la Ileanda, Șimleu, Jibou și Sfânt Mihai al Mașului. Câștigătorii vor participa la faza județeană, iar apoi cei care se califică către faza națională, le urăm succes și să ne reprezinte cu succes. Câte echipe sunt astăzi aici la Zalău? Astăzi participă 5 echipaje la faza zonală Zalău. Să vedem câte depășesc. Are loc o probă teoretică și una practică, fiecare extrage un bilet, iar răspunsurile și le efectuează în fața comisiei. Victima este conștientă și are curs. Bună ziua, mă numesc Luca Delina și am găsit în curtea școlii gimnaziale Simion Bărnuțiu, o victimă care respiră și are puls, are hemoglobină la antegratul 3. Mi s-a confirmat că vor ajunge în 5 minute. Concursul pentru sănătate și prim ajutor Sanitarii Pricepuți este organizat de Societatea Națională de Cruce Roșie din România împreună cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne. Anual, Crucea Roșie Română organizează o tabără națională cu câștigătorii din fiecare județ. Se întâlnesc 47 de echipe a câte 5 copii, dat fiind că echipajelor județene se alătură echipajele filialelor de sector din București. Este răsplată pentru echipajele câștigătoare din fiecare județ.